E dimineață. Gigi Becali încă nu s-a trezit, dar ceasul deșteptător nu-l iartă. Bună dimineața, soare! Bună dimineața, George! Începe o nouă zi pentru George Becali. Bună dimineața, Tolontane! Bună dimineața, Zvărădescu. Bună dimineața, șeful. Brânza de oaie și laptele dumneavoastră. E o zi destul de friguroasă, să vă luați cu jocul. Presiunea atmosferică a scăzut cu 30 de milimetri coloana de mercur. Tolontan a scris iar de rău. Da, dolarii am luat. Pune brânza și laptele la pachet, mâncăm în mașina. Să mergem. Începe o nouă zi pentru George Becali. Silviu Prigoană a cucerit Argentina. Nu țara, femeia. Oare Bahmuțeanca a dispărut din peisaj? Mă făvânt! Da. Să știi că dacă mai intră peste mine casă nevastă ta aia și cu... Au! Soacră ta... Eu mă duc la Adrian Iovan ca să le împuște. N-am norocul ăsta. Și da, ce ne facem dacă dau de noi? Ascultă-mă ce spun. Nu, cum să dea de noi, tocmai aici am venit la... Mă, vânt! Am venit aici într-un hotel undeva la marginea Bucureștiului. N-au cum să ne găsească. Au! Te-a dorut? Da. Mi-a schimbat și numărul de telefon. Alo? Unde ești, porcule? Auzi, băi, nesimțitru, trebuie să-ți dau ție socoteala unde sunt. Nu mai ești nevasta mea, da? Băi, ascultă, băi, băi, Bahmuțeanu face show, băi, dar ai auzit? Da, băi, zău! Băi, spre luare lângă tine că o bagă în gura presei, băi, o dau la ziar. Mă duc la Diaconescu în direct în emisiune seara asta. Ce faci? Te duci? Nu te duci la niciun dan Diaconescu în seara asta, mă duc eu. Tu ai fost aseară, așa a fost înțelegerea. O seară mă duc eu și intri tu pe telefon, altă seară te duci tu și intri eu pe telefon, da? Și o dată la patru zile îți dă acum asta. Asta e grila lor de programe! Și am făcut karate și nu mi-e frică. Da. Băi, am făcut karate să nu bată Dumnezeu, băi! Ascultă, băi, Bahmuțeanca, da? Deci mă auzi ce spun, da? Din momentul ăsta îți dau bani, îți dau ce vrei, numai lasă-ne, domnule, în pace! Băi, Prigoană, asta e frecție la picior de lemn, ai auzit? Auzi, picior de lemn. Nu mai vorbi de funii în casa spânzuratului, te rog! Vă să zic că acolo sunteți, în casa spânzuratului, am înțeles! Asta e o expresie, ziarista lupește. Da, băi, eu sunt la Argentina și mi-e bine! Ascultă, băi, gunoierule, în primul rând că nu se spune la Argentina, ci în Argentina. Băi, anagramatule, băi, literatule, băi, vin după voi! Băi, nesimțit-o, băi, ai sictir! Cu ea, nu cu tine. Ce m-am enervat! Da, și mi-a crescut tensiune și mi-a cade și părul. Fă vânt! Vino tu încoace, că vreau să am o discuție prietenească cu tine. Stai, bre, că mă antrene. Ce-ai făcut, bre? Ți-a luat ăștia permisul? Ce-ai făcut? Nu mi-a luat nimeni permisul, dar stau suspendat deasupra ierbii. Mă înțelegi că sunt suspendat un an jumate. Am suspendat ăștia de la ligă. N-aveți voie să călcați pe teren pe astea? Bănele, ai avut un an extrem de prost. Autogol ai dat. Haide, bre, meciuri bune din părți. Băi, Zvărădescu, deci așa face bero, dar nu știu cât timp. Deci eu a dat autogol și a recunoscut, da? Dar acum avem ce bero, uite, mă demoralizează. Băi, știi ce am auzit eu, Bănele? Da. Că stai în fiecare noapte în fața calculatorului până la 5 dimineața, pe net. Eu? Bărelii coliță, bre, deci eu habar n-am ce e tastatură. Ce e tastatură? Tastatură, netastatură, ți-e cam cal cu dinții în gură, m-ai înțeles? Da. Eram aseară pe Messenger Invisible. Ce căutai tu online până la 5 dimineața? Cu cine ai stat de vorbă?
Da, deci bre, recunosc. Deci asta și eu cu o fată pe chat, cu palara bă de pe Gidia, da? I-a plăcut de bine, m-a văzut la meciul cu Lionul și a plăcut de bine. Și asta, dar bata ce făcea bre pe la ora aia, da? Că ce că e lucrătura diavolului și nu știu ce. Băi, lasă-mă pe mine că eram pe Skype cu Berlusconi și cu Calderon, mai înțeles, dar tu de ce faci curvă sărai pe net? Deci eu fac curvă. Băi, a făcut o vreodată curvă sărai viața mea, că mă știi mai bine, mă, da? Deci eu n-am făcut în viața mea, bre. Deci stau și eu pe chat cu fete cu alea, să fac dragoste virtuală, bre. Deci nici măcar nu mă văd cu ele, nu cum să fie curvă sărai. Dar nu știu că e lucrătura diavolului, da? Deci nu mai umbla pe de ce stai pe Messenger noaptea? Păi, lucrătura diavolului, bă, dar acum de când sunt suspendat, ce vrei să fac? Mă duc și eu la balul bobocilor, în licee, în grădinițe, le dau bal la copiii ăia, mai înțeles? Și noaptea când vine acasă, mă pun în fața calculatorului, cam acum mi-a căzut un tronc, un joc, World of Warcraft se cheamă. Și acolo eu sunt o druidiță, Hatefree o cheamă, mai înțeles? Și îi bat pe toți pe acolo, pe jocul ăla, că asta îmi place mie la jocurile astea, că poți să-i bați pe toți, uite așa, praf țăndări și nimeni nu te dă în judecată. Ce aveți, doamne? Pe Argentina. Dumneata cine ești? Adriana Prigoană. Adică nu, stați un pic. Prigoană, Bahmuțeanu, Prigoană, Bahmuțeanu, Prigoană. Acum sunt Bahmuțeanu. Nu te cunosc, dar Argentina mă întreb dacă am văzut-o. Păi am văzut-o când a jucat cu Brazilia și a pierdut cu 2-0. Doamna Bahmuțeanu, să știți că eu vă știu de la Dan Diaconescu. V-am văzut în fiecare, adică nu fiecare noapte, fiecare zi în reloare. Nicolița! Argentina! Argentina! Multă lume nebună, băi, bărele ai mare, da, grijă. Da, să aveți și noastră mare grijă, că calculatorul nebunește, voi amițile, vreți tu să... Tu vorbești care faci dragoste virtuală ca Platon, mai înțeles? Trebuie să-ți găsești o femeie să te așezi la casa ta, că de-aia ți-a făcut casă pe pământ, doamne, băi, da, Pahalero. Vrei, deci mi-a făcut casă, dar unde să găsesc eu bre, femeie? Păi, ca să le găsești, mai mergi pe la un film, pe la o asta, o faci pe la arabă, distrați, eu unde să găsesc, bă, dacă sunt de dimineață până seară, la antrenament aici, n-am găsit, sunt sigur. Bănel underscore Nicolita mea! Acum nu ți-ai făcut tema? Mi-am făcut, uite-te, și o să vine profa. Bonjour, mes élèves. Bonjour, madame profesor. Asseyez-vous. Iar n-ați șters tabla. Era rândul lui Iliescu. Ura, Băsescu. Ia să strigăm noi catalogul. Catalogule, unde ești? Ura, Băsescu. Băsescu, ești aici, te-am văzut. Becali. Este la meci. Are absență nemotivată, dragă. Asta este altceva. Cataramă. Cataramă la școală, asta este o ironie genială. Urea Băsescu. Iliescu? Da, vreau. Prezent. Dai jos. Udrea. Prezentă. Scoate guma din gura, răscă o capră. Iliescu? Da, mi-a spus prezent. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, nous avons préparé... Préparons... L'exercice 4, à la page... À la page? À la page... 86. 86. Citește rezolvarea. Mon adjutant, qui s'appelle Cruchot, madame professeur, j'oublie le cahier à la maison. Asseyez-vous, Băsescu, citește tema. Ui, Elen. Iliescu mă împunge în spate cu pixul. Așa e tu. De ce o împungi, Iliescu? În primul rând că nu este vorba de un pix, e vorba de un pix creion chinezesc cu mine de 0,5 și, în al doilea rând, nu am împuns-o. Dar ce ai făcut? I-am scris ceva pe spate. Așa e tu. Băsescu, citește tema. Mon chien
Manger mon cahier avec le devoir. Mais je suis le président de Roumanie. Je voulais m'adresser. Mais votez-moi, ne pas voter Becali. Le stat, je suis. Adică? Adică. Adică spune că statul este el. Madame profesor, permite recite un poem fluent ecri per moi. Vas-y. Cine bate de miez de noapte la funetră notre moi? Je suis Coana Marițicu, te rog, nu te supăra. Je viens de la pădure, je mangeais quelques vamure, je travaillais un car cu boi, până am ajuns la voi, atât. Băsescu, mă, qu'est-ce qui passe? Nu poți să stai câteva minute să asculti niște versuri? Ce faci, Băsescu, ia scrii bilețele? Nu. Becali a apelat la o agenție matrimonială ca să-i găsească lui Bănel o parteneră pe măsură. Uitați, ceva mai special. Da, ți-am găsit. Uitați, domnule Becali, este fotomodel, lucrează și în Spania la Căpșuni, are și mașină și casă. Nu-mi place când audă Spania Căpșuni, sulacuri văsăraie. Altceva vreau. Bun, altceva. O superbă mulatră, tot manechin, da, în vitrină la magazinul Mirea, ce-i drept. Are o Dacia 1110 și o garsonieră în ferentari. În ferentari? În ferentari am dat miliarde pe curentul ăla de acolo. Ăștia nu se racordează la curent, nu-mi place, e bezna acolo, altceva. Am înțeles, căutăm altceva. Ceva mai special, așa vreau. Special. Bun, avem aici ceva special. Uitați, o tânără de 25 de ani, din București, este plină de bani, are o vilă în cartierul Primăverii, un apartament dublu cu scară interioară în centru civic, are 4 mașini luxoase și o limuzină de 2 ori mai mare cât mai bagul dumneavoastră. Da, are o vilă la Sinaia, un hotel la Mamaia, nu are obligații, nu are copii, dar este extrem de urâtă, de păroasă, cu mustață. Și nu se poate epila, că are o boală de piele. Coarne-i mai lipsea și era lucrătura diavolului, ce spune lucrătura diavolului. Diavolul în persoană, luați fotografia de aici că mai ia cu frisoare, da. Și mai poți să doar la noapte. Doamne, eu vreau o femeie mămoasă, înțelegătoare, să-l iubească pe Bănel ca pe ochii din gavane, m-ați înțeles? Asta vreau eu. Da, cred că am înțeles, am și găsit. Uitați aici o doamnă, fără obligații, fără bani, fără minte, fără casă, fără scrupule, fără sutien, fără chiloți, dar cu un suflet mare. Nice to be in business with you. Te-am aranjat, Bănele. Asta-i pofta ce-am poftit eu. Abia aștept. Alo, mama? Sunt eu, Adriana. Nu, dragă, nu joc într-o telenovelă. Sunt aici, în Argentina. Am venit în Buenos Aires să-l caut pe Prigoană și pe Gagica asta. Nu l-am găsit. Am bătut toate cluburile și nu l-am găsit nici pe el și nici pe fufaia lui. Ce? S-a întâlnit la Diaconescu? Vine înapoi în țară! Oricum nu-mi place aici. Nu-mi place deloc, au ăștia niște muște mai mari decât lilieci. Și plus de asta era și pe care să fiu jefuită. Nu, dragă, nu violată, jefuită! Cum adică pe care nu a fost violată? Mama! Auzi, ce face Pufi? E bine, mai latră? Ce bine, auzi, trimite-mi niște bani că nu mai am bani de bilet de avion. Cum adică n-ai? Ce-l întregă la Prigoană? Vreau să-ți prezint pe cineva, mai înțeles? Că mă antrenez, bre! Mă, vină încoace, că de-abia stau pe bicicleta asta. Aoleu, sărbura vre, doamnă. Bună ziua! Din acest moment, Bănele, pe întreg teritoriul României, vreau să te văd cu doamna de mână,
În toate revistele de scandal, în toate pozele paparaților, mai înțeles? Asta e pocta ce am poctit eu. Doamne, dar așa o doamnă frumoasă, blondă, care își trece mâna pe păr cârlioțată și tânără, nici nu mă aștepta, mă copleșește așa, mă... Te copleșește, nu? Da, mă copleșește. Ia atunci de aici $10,000, ia-i mai repede, ia-o și pe doamna, să te duci cu ea la teatru, la film, să o duci cu barca în Herăstrău, în Cișmigiu, în cimitir, nu știu. Păi, ceva, mai înțeles? Da, deci vreau să am o rugăminte, dacă tot stați așa noaptea pe internet, dacă puteți să descărcați și mie niște muzică mai... Romantică, am da, înțeles. Așa, mai... Un milion de giga de muzică am în calculator. O să-ți dau 3 miliarde de melodii romantice, mărele, mai înțeles? Da. Numai să te văd cu doamna. Doamnă, știți ce aveți de făcut. Bineînțeles. Asta-i doamna ce-am domnit eu. Da, Gigi, da, Gigi, vă rog să mă credeți că eu și cu doamna o să facem 11 nicolici foarte mici, după care o să facă bani și o să ducă Steaua Champions League! Argentina! Cine e asta? Dar nu mă recunoști? Nu! Tu știi, e soțul meu! Și ce caută în pat cu soția mea? Să te aud la engleză. What's your name? My name is... Traian Băsescu. Traian Băsescu. I am the president of all the Romanian alligators. My mother is a teacher. I have a book. Look. There is the Mircea Bric on the Sulaina channel. Iliescu, să te aud că ești primul la înțepături. Dezvoltă o propoziție cu termenii yellow, pink și green. Da, este Sergio. Știți, nu se poate dezbate o oră de glasă în asemenea condiții specifice. I know. Go on. Deci green, pink și yellow. Exactly. In the morning, my phone is ringing green. I ping up the phone and I said yellow. Very well, Iliescu. Very well. Iertați-mă, ce nu te-ai mai spus totuși? Well, for today, you got here... Aspeta la integrazione. Roberto Baggio, Cristiano Vieri, na italiana, Iliescule. Fernando Basta la mia casa, na spaniolă. Sayonara gozaimashita, na și japoneză. Я не знает, говорит по-русски... Тенденция уровня водоная на следующие два дня. Гара пентру дой. Наши русы. Aveți fiecare cât un doi. Наши коригента. Silviu Prigoană își găsește alinarea în brațele Braziliei. Ebea, da, în brațele Argentinei. Fără nevastă! Prigoană! Argentina! Prigoană! Ce-ți-ai pierdut mințile, da! Aha! Argentina! Irak! Ce, Irak? Nu, e vărtător! Da, așa-l cheamă pe el, Irak, că ăsta e numele lui, e soțul meu! Argentina! Cine e ăsta? Cu tare nu mă recunoști? Nu! Sunt Silviu Prigoană! E soțul meu! Și ce caută în pat cu soția mea? Asta e bună, ce caută ea în pat cu soțul meu? Dar dumneata cine ești? Treaba mea, domne! Retrageți-vă cu spatele că vreau să mă îmbrac! Ha, ha! Păi ce, ești dezbrăcat? Normal! De ce? Păi altfel nu puteau! Nu puteau ce? Dumneata, te ești idiot! Da, de ce? Deci cum rezolvăm situația asta? Știu eu! Mergem tot la Diaconescu în direct! Asta e! A honeymoon is over and the best days of a love of dead and gone. Gigi! Ne-a zis, bre, sunt eu, Bănel, bre. Păi, dar bătarea ai numărul meu în agendă? Dar bine că l-ai pe aludică, bre. Hai că m-aș supărat. Bre, deci, fata aia, mă rog, femeia aia cu care m-ai trimis bata în oraș,
Așa, da? Păi vreau că am ajuns acolo la universitate, am vrut să intru și eu la un film acolo, la stăpânii derilor, la astea, și eu am văzut o coadă la nu știu ce dracu de medicamente de-astea compensate și s-a dus, s-a lipit la coada aia, n-am mai deslipit-o de acolo, vreau, m-am dus, am băut sigur, un suc ca prostul oraș. Da, vrei? Păi știu că sunt o cagaleră care-s cagaleră, ce dracu să fac? Da, lasă vreau că găsesc eu o zdreață care-i zdreață de femeie. Sărbura, sărbura, noapte bună. Ia uite, bă. Ia să vede pasta de becidia cum arată. Bagă pe și tu o poză. Babă, ce urâtă e. Are și bustață. Ia să vede pasta de covazda. Fată, 21, covazda. Bagă poză. Poză. And I said yellow. Very well, Iliescu. Aole, ce urâtă e și asta. Uite, e Nea Gigi online. Trebuie să trimit mesaj Nea Gigi. Very well. Uite, mi-a dat Nea Gigi buz. Uite, ce repede scrie. Scrie cu degetele alea.